textele constituționale ale celorlalte state din Uniunea Europeană și, doi, că această dispoziție constituțională, eliminarea acestei dispoziții constituționale, nu împietează cu nimic, nu îi afectează cu nimic pe românii corecți. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Doamna Măcovei. Da, pe scurt, o astfel de dispoziție, cum este cea din articolul 44 aliniatul 8 din Constituția României, care prevede, care prezumă caracterul unicit al averii, nu mai există în Constituțiile altor țări. E foarte bine că încercăm să scăpăm de ea. Va fi probabil opoziție din partea politicienilor, dar trebuie să reușim să o eliminăm din Constituție, pentru că ea este și a fost licența de a fura. Odată eliminat acest text, vom putea să intrăm în rândul lumii, vom putea să facem confiscare civilă, chiar atunci când persoana este achitată într-un proces penal, sau nu există un proces penal, însă organele de anchetă constată că, pe de o parte, n-au suficiente probe să facă o acuzație penală, dar, pe de altă parte, la acel nivel de probațiune de 50%, pot dovedi faptul că bunurile vin dintr-o activitate ilegală. De asemenea, vom putea să punem în aplicare dispozițiile, directiva Uniunii Europene privind confiscarea extinsă. Și, din păcate, aceasta nu este în noul cod penal, ar fi trebuit să fie în noul cod penal pentru a fi în acord cu directiva Uniunii Europene. Ce înseamnă confiscarea extinsă? Înseamnă că dacă într-un proces penal eu sunt condamnat pentru o luare de mită de 500 de euro sau pentru un trafic de droguri cu o valoare de 500 de euro, nu se confiscă numai acea sumă, ci judecătorul se uită la toată averea mea și dacă constată și mă pune să dovedesc că am dobândit-o legal. Și dacă nu pot, atunci prezumă că tot din infracțiunea am comis-o, respectiv corupție sau trafic de droguri, și o confiscă. Deci confiscarea este mult mai mult decât obiectul faptei penale pentru care sunt condamnat. Și e vremea să ne scoatem asta din cap și vorbesc de practicieni și cei care predau dreptul, că confiscarea este legată de o condamnare penală. Deci confiscare civilă, confiscare extinsă. Și aș mai detalia această chestiune a proprietății. După cum ați văzut în ceea ce ne-a spus ambasadorul american, se confiscă proprietatea, casa, mașina, terenul, nu contează pe ce nume este. Dacă autoritățile au dovezi că ele provin, dovezile acelea de 50%, că ele provin din activități legale, nu interesează că nu-i pe numele meu și că pe numele mamei, prietenului, vărului sau vecinei. Îl confiscă. Și, deci, aici e o problemă și de cum privim la lucruri. Noi ne împiedicăm în această procedură, da? Aoleu, nu e pe numele lui, nu pot, ce fac? Nu, se confiscă. Iar apoi acea persoană pe numele căreia este proprietatea, dacă vrea, face ea un proces în care dovedește că e proprietatea ei și că a cumpărat-o cu bunuri, că a avut bani să o cumpere. Deci nu numai să vin cu un act în care să spun e pe numele meu, da? Ci să dovedesc că am avut, că am dobândit-o prin venituri legale. Deci toate aceste lucruri trebuie să intre și în legislația noastră și în practica noastră. Și un prim pas foarte bun este eliminarea acestei prezumții, repet, licență de a fura, introdusă în 1991 Constituția României. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș merge către Ministerul Justiției. Dacă ne puteți explica pe scurt cam care e, cam ce s-a întâmplat cu confiscarea extinsă. Eu știu că exista într-o formă a noilor coduri, dar a murit foarte repede în Parlament, aproape fără dezbateri.
Și dacă se poate să ne explicați un pic despre biroul acela pe care l-ați înființat, cam ce își propune respectiv birou, vă rog, domnule secretar general. Vă mulțumesc. Dispoziția din nou pot privind confiscarea extinsă a murit.